Fie că a fost vorba despre proiecte implementate în diferite locații sau despre acreditări obișnuite în ceea ce privește programul de voluntariat al centrului Europe Direct. Toate lucrurile bune ce s-au întâmplat în acest an la centrul Europe Direct au avut ca și cauză principală voluntarii care se implică în fiecare proiect. Acest ceas de bilanț, să spunem cu mândrie, că rezultatele noastre sunt mulțumitoare, chiar mai mult decât ne-am așteptat. O sumedenie de proiecte au prins contur pe parcursul întregului an. Mai multe comunități din întreg județul Dâmbovița au beneficiat de rezultatele muncii noastre și putem să aducem aici ca și amintire școlile de vară care s-au desfășurat și deja au prins tradiție în întreg județul Dâmbovița, în bibliotecile din acest județ. Programul BiblioNet, care a ajuns în 65 de biblioteci și încercăm să pătrundem în toate bibliotecile care au personal angajat. Un proiect drag nou, tradiție și inovație la biblioteca ta, s-a desfășurat în comunitatea Dărmănești și a încercat să aducă în prim plan nevoia de cultură, nevoia de informație privind tradițiile și obiceiurile cetățenilor din această comunitate. Un alt program interesant, care este la început de drum acum, la finele lui 2012, Biblioteca mea este cea mai culturală, este unul dintre proiectele de suflet ale echipei Europe Direct Târgoviște. Biblioteca mea e cea mai culturală, este un proiect care a fost lansat în data de 18 decembrie cu ocazia spectacolului umanitar desfășurat de sărbătorile de iarnă de centrul nostru. Ea aduce la un loc 5 biblioteci, anume Biblioteca Județeană Dâmbovița, bibliotecile comunale din localitățile Bălen Dâmbovița, Voinești și Doicești, precum și Biblioteca Orășănească Titu, care lucrează foarte mult cu voluntari, lucrează cu tineri talentați și încercăm prin acest proiect să le dotăm cu echipamentele necesare pentru ca acești copii să crească în hobby-urile și ceea ce îi preocupă pe ei. Și pentru că voluntarii, cu ajutorul cărora prind viață proiectele, trebuie să fie răsplătiți așa cum se cuvine, de curând, centrul Europe Direct a obținut o acreditare care permite voluntarilor din România să facă schimb de experiență cu voluntarii din celelalte țări europene. Și să nu uităm, nu în ultimul rând, având în vedere faptul că lucrăm cu câteva sute de voluntari, ultima dată, baza noastră de date număra 307 de tineri cu diferite abilități în diferite domenii ale cunoașterii umane, care ne ajută pe diferite căi și în diferitele proiecte despre care vorbeam, fapt pentru care am încercat să ne acredităm pe Serviciul European de Voluntariat, acreditare care ne-a fost și acordată de curând, așa că vă așteptăm să facem schimburi de voluntari cu tineri și cetățeni ai lumii care pot, bineînțeles, să vină să ne ajute și pe noi dâmbovițenii, dar și noi dâmbovițenii putem să accedem la programele europene sau de talie mondială care presupun schimburi de voluntari.